În cele din urmă s-a oficializat. Alianța și-a depus deja la biroul electoral lista comună de candidați la alegeri. Ambasada Israelului din Roma a fost închisă. E risc de atac terorist. E alertă maximă. Vă ținem la curent imediat. Și ajutor din partea justiției pentru primarul fugar Cătălin Cherecheș. Fostul edil ar putea scăpa de condamnare la închisoare. Cum a fost posibil, vedeți imediat. Bună ziua! Începem cu informația momentului. Microbuz în flăcări pe centura Timișoarei. Colegul nostru Mihai Volușescu ne spune ce se întâmplă acolo. Mihai. Bun găsit tuturor! Se circulă cu mare dificultate în acest moment pe centura Timișoarei, pentru că acolo este un incendiu destul de puternic. Vorbim despre un microbuz de marfă, dar care este gol potrivit primelor informații. La fața locului sunt mai multe autospeciale de pompieri și mai mulți subofițeri care încearcă să stingă flăcările, care se văd de la o distanță de sute de metri depărtare. Până în acest moment știm că microbuzul era condus de un bărbat care a reușit să se evacueze în cel mai scurt timp, deci nu sunt victime, însă în continuare traficul se desfășoară cu greutate acolo. Sunt polițiștii de la rutieră prezent care să dirigeze traficul pentru ca pompierii să poată să intervină cât mai prompt. Fost dușmani de moarte, dar nu mai sunt. De la știri pe surse am trecut la breaking news, spunea astăzi Marcel Ciolacu, atunci când s-a oficializat din toate punctele de vedere mariajul pe care îl vedeam cu toții între PSD și PNL. Nu s-a mers la starea civilă, ci la biroul electoral central pentru a se depune listele de candidați. Pe post de reședință nupțială a fost nici mai mult, nici mai puțin decât fostul sediu de la prima lor căsătorie pe vremurile când se numeau USL. Primii care au pășit în noua casă au fost socialdemocrații. Într-un cadru relaxat la masa din grădina fostului sediu USL, Marcel Ciolacu și echipa PSD i-au așteptat pe liberali la cafea. Întârziați, partenerii de coaliție au fost mai puțin destinși și au intrat direct în pâine. Totuși, nu înainte să facă și un scurt tur a ceea ce vor numi casă. Apoi, ca în alte vremuri bune, au plecat la braț să-și oficializeze alianța. În aplauze au intrat și tot așa au ieșit din biroul electoral, aliați cu acte în regulă și cu listă comună la europarlamentare. Până acum am trecut de la știri pe surse la breaking news-uri. În acest moment este oficial, cele două partide au constituit o alianță electorală. Am venit cu o alianță electorală de construcție, nu de învrăjbire între noi. România e momentul să depășească acea eternă învrăjbire, acel etern circ electoral. Am formalizat depunerea listei comune a Alianței Electorale PNL-PSD. Este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeași responsabilitate să asigurăm stabilitatea guvernării și dezvoltarea României. Dacă până acum prietenia dintre Nicu și Marcel nu a fost pe gustul lui Rareș Bogdan și Mihai Tudose, de astăzi însă cei doi și-au promis că or să se vadă cu ochii mai buni.
Domnule Tudose, cum este să stați pe afiș de campanie cu un domn despre care spuneați că poartă chiloții peste pantaloni? De-a lungul... După cum vedeți, nu-i mai îmbrăcat în costum regulamentar. Eu sunt convins că nici domnul Aleș Bogdan nu va rata nicio ocazie, cu umor, că noi nu ne-am jignit până la urmă. E o figură de stil cu Superman. Apreciat-o chiar și domnul Aleș Bogdan, m-a sunat după aia și a zis, genială, să văd cum scap de ea acum. Sigur că au fost replici, nimeni nu le-a uitat. Important este să treci peste aceste lucruri și să mergi înainte gândindu-te la interesul mare, interesul țării tale. Un vechi proverb românesc spune că lupul își schimbă blana, dar năravul ba. Cu gândul la momentul din 2020, când Liviu Dragnea și Ludovic Orban făceau schimb de geci, primii doi candidați de pe lista PSD-PNL spun acum că nu vor renunța nici la haine, nici la obiceiuri. Nu cred că putem, fiindcă nu ne ajută dimensiunile. S-ar putea pe unii dintre noi să-i strângă, la alții să le fie lagi. La mine pare palton. Da, dar am să rămânem, o să, cu permisiunea noastră, să rămânem așa fiecare cu geaca lui, dar să mergem împreună când le putem. Mulțumesc, domnule Dumitru Borțun, specialist în comunicare. Dumnealui este acum alături de noi. Bună ziua, domnule Borțun. Bună ziua. Și-au spus da acolo în fața sediului BEC, da? Un fel de căsătorie asta, nu știu, bănuiesc că din interes, dar nu e momentul să discutăm acum. Dar mă întreb ce înțeleg oamenii. Au lipsit lăutarii. Deocamdată, cine știe, mai e până la alegeri, ori apărea și lăutarii. Însă oamenii ce înțeleg? Pentru că totuși e o mare diferență între un om care ar vota PSD și un om care ar vota PNL, iar acum cele două partide sunt aproape unul. Da, să mă exprim în termenii lui Aristotel din lucrarea sa Fizica, aceste două partide și-au căutat locus naturalis. Ce loc natural în care trebuie să fie, pentru că sunt două reprezentante ale acestui sistem politic care căpușează România de 30 de ani. Ele sunt vlăstare, gemene ale unui sistem. Așa că nu trebuie să ne mirăm că s-au întâlnit la fostul sediu USL, nu trebuie să ne mirăm că se simt atât de bine, că trec peste replicile care au fost, le fac uitate și că trec peste... Ce mă frapează pe mine în cadrele pe care le-am văzut difuzate de dumneavoastră este regimul de glumă pe care l-au instaurat, tocmai pentru a evita să vorbească despre lucruri serioase, pentru că nu au ce să spună. Ori ar trebui să recunoască starea de lucruri la modul onest și atunci i-ar deservi, pentru că au fost la guvernare până acum, ori ar trebui să spună lucruri pe care le pot face și atunci ar minți. Și preferă să nu spună și să facă glume. Spirit de glumă, cum se spune într-o anumită zonă a societății. Deci scuzați-mă, când îi auzi cum vorbesc, vorbesc foarte frumos. Și domnul Ciucă și domnul Ciolacu vorbesc foarte frumos. Aproape că aș spune prea frumos ca să fie adevărat. Spun lucruri simțite, interesul țării, interesul național, de dragul stabilității. Noi facem compromisul ăsta ideologic pentru a duce România înainte. De fapt, stabilitatea înseamnă lipsa de schimbare, lipsa transformărilor necesare într-o societate semi-feudală, semi-modernă. Dar e vreo diferență între... Că vedeam pe finalul materialului și imaginile de pe vremea USL. Da? Atunci l-aveam pe Liviu Dragnea, pe domnul Orban, la celebra schimbare de geci. Acum n-a mai fost schimbarea de geci, s-or fi gândit că le-a purtat ghinion prima oară, însă, dincolo de asta, e altceva acum la USL 2 față de ce era USL 1? Nu e, domnul Șerbănescu. E același, cum spune Eminescu,
aceeași piesă, alte măști, aceeași piesă. Sunt alte fețe, dar partitura rămâne aceeași. Folosirea tuturor mijloacelor avute la dispoziție pentru a păstra puterea, adică pentru a rămâne la resurse, la banul public și la celelalte resurse, logistice, resurse umane și așa mai departe, pentru a le avea. Sunt în stare să folosească orice, inclusiv gazarea oamenilor, tunuri cu apă și alte minuni. Nu sunt dispuși să cedeze puterea. Sunt în stare să dea vorba aia, mâna și cu cel viclean ca să treacă puntea. Nu interesează nici modelele de bună societate cu care se laudă fiecare doctrină politică, nu interesează nici interesul național. Da, dacă i-ar interesa... Nu știu dacă ar merge așa de departe cu gazarea. Domnule profesor, revin imediat de la dumneavoastră, pentru că totuși e complicat, dincolo de înțelegerea aceasta sau unirea destinelor, cum le-am spus noi, e greu de vândut publicul, electoratului, genul acesta de apropiere între două partide care nu, din toate punctele de vedere, ar trebui să fie aproape la 180 de grade. Și apar probleme, inclusiv cele privind mesajele electorale cu care vor intra în alegeri, pentru că vor, nu vor, în aceeași imagine, vor apărea, nu, niște politicieni care s-au urât o viață întreagă. Iată câteva exemple. După ce în presă au apărut informații cu bolizii de lux pe care îi conduce, candidatul PSD-PNL la primăria Capitalei a dat scaunul cu încălzire automată pe un loc la metrou. Efectul nu a fost însă cel dorit de Cătălin Cârstoiu, iar internetul s-a umplut rapid de glume. Așa că o zi mai târziu, medicul face o nouă încercare, de această dată înconjurat de oameni. După funie și usturoi, Cristian Popescu Piedone s-a fotografiat săptămâna aceasta între flori. Mai mult, precum alți politicieni, anunță că și-a făcut și cont de TikTok. Dar a venit și ziua în care să-mi asum TikTok-ul. Da, eu, Cristian Popescu Piedone, de astăzi voi avea cont TikTok. Despre ce să vorbim? Restul vă aștept, pac, 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 să nebunească lumea. În centrul atenției au fost și soții Șoșoacă. Deși își aduc acuzații foarte grave, ambii susțin că substratul scandalului este unul politic. Jucării? Electorat. Nu avea cu ce să iasă în față, nu are un proiect, nu are absolut nimic. Merge pe alegerile și ea e în plop. Și atunci face din asta. El a ales să facă circul acesta pe toate televiziunile pentru că își dorește să fie candidat la prezidențiale. După ce s-au atacat în declarații, Rareș Bogdan și Mihai Tudose au apărut zilele acestea unul lângă altul pe același afiș, alături de Olguța Vasilescu și soțul acesteia. Pe alții, campania electorală i-a emoționat până la lacrimi. Domnule Borțun, credeți că va mai ține sau că va ține la electorat genul acesta de slogan, da, ținem cu România și ce ne-au mai spus, a fost criză și am dat mâna ca să trecem țara prin aceste vremuri grele, astfel când noi să uităm că avem în aceeași poză, nu știu, pe doamna Olguța Vasilescu împreună cu Rareș Bogdan și să nu ni se pare nimic ciudat? Electoratul a mai auzit genul ăsta de discurs, cu momente grele, cu unitate națională, cu stabilitate, cu ne sacrificăm pentru interesul național, n-ar fi primit notă. Iar cei care au avut pentru prima dată, sunt foarte tineri care votează pentru prima dată, nu-i cred orice ar spune. Nu au timp să-i asculte vorbind pe cei care sunt deja la putere sau au fost de-a lungul celor 30 de ani. Iată de ce... Este un spectacol jalnic când îi vezi ce sunt în stare să facă. Vă spunem adineauri, când am zis de gazare, m-am referit la gazele lacrimogene cu care s-a dat pe 10 august. Să nu uităm. Deci ei sunt în stare să facă și mai rău. Să se dezbrace de caracter, cum se spune în Mahala. Bă, eu vezi că eu acum mă dezbrac de caracter și îți dau una. Deci oamenii ăștia s-au dezbrăcat de caracter în fața întregului popor. Adică au renunțat la ce are mai scump, mai bun, mai frumos, mai nobil un om, caracterul.
și propria identitate. Sunt în stare să stea și în cap, sunt în stare să mănânce usturoi în fața poporului, orice, numai ca să... Iar declarația domnului Popescu Piedone mi-a plăcut foarte mult. Să moară lumea. Asta e, seamănă text de manele cu să, banii dușmanii, să moară lumea. Să beau șampanie din cizma lui fata mea. Știți că lucrează genul cu specialiști, de... dacă așa li s-o fi sugerat, nu? Mesajul pe care specialistul în comunicare îl dă candidatului e potrivit pentru publicul pe care candidatul vrea să-l atingă, pentru, nu? Mă gândesc că de-aia vedem genul acesta de exprimări. De acord. Ați sezizat foarte bine. Știu ei ce fac. Numai că există un mare public, marele electorat, care observă lucrurile astea și să uite la ei cu dezamăgire, sunt jalnici. Deci vă spun, să nu credeți că ce spun eu acum le spun dintr-un egocentrism ăsta de intelectual, care se numește intelectualism, adică mie nu-mi place, deci nu trebuie să placă la toată lumea. Nu. Eu am făcut ani de zile cercetări sociologice, am făcut și sondaje electorale, preelectorale, am făcut, știu foarte bine cum percep oamenii. E o întreagă știință a percepției mesajelor. Se păcălesc. Când coboară ștacheta atât de jos, crezând că vor cuceri baza electoratului, baza care e mai mare, bineînțeles. E jos, dar e mare. E, vă spun că nu îi vor scoate la vot cu astfel de clipuri. Problema e că sunt mulți, dar nu ies la vot. Aici, dacă ar putea să-i mobilizeze, dar cum sunt cele două partide clasice atât de puternice în teritoriu și cu primari atât de mulți, s-ar putea să scoată ceva. Mulțumesc. Vedem și ce alternative mai au românii la vot. Mulțumesc, domnule Borțun. Plăcere. Desigur și doamna din spatele meu, care împreună cu soțul au ajuns la poliție. Nu se mai termină scandalul aparent în familia Șoșoacă. Silvestru a fost luat pe sus de polițiști după ce alarma brățării pe care o avea montată a sunat. Și asta s-a întâmplat pentru că s-a apropiat la mai puțin de 200 de metri de Diana Șoșoacă. I-a ceruse ordin de protecție. Între timp, ordinul a fost ridicat, dar omul încă mai avea brățara. N-a scăpat de probleme, pentru că astăzi la poliție Diana Șoșoacă s-a dus să ceară din nou măsuri împotriva lui Silvestru Șoșoacă. Ne explică colega noastră, Tudor Achiuș. Bun găsit. La ieșirea din secția de poliție, Diana Șoșoacă a declarat că a depus o nouă plângere pe numele lui Silvestru Șoșoacă. Vorbim despre aceleași acuzații de abuz psihologic, dar și violență domestică. Mai mult de atât, Silvestru Șoșoacă, în apărarea lui, a declarat că Diana Șoșoacă minte și că nu sunt adevărate toate aceste acuzații. Astfel, Silvestru Șoșoacă a scăpat de acel ordin de protecție, de aceea brățară, iar senatoarea își dorește acum ca fostul ei soț să o poarte din nou, deoarece se simte în pericol. Rămâne acum de văzut ce se va întâmpla cu această nouă plângere, dacă judecătorii vor considera că Silvestru Șoșoacă este un pericol pentru senatoare. Rusia și NATO se află acum în confruntare directă, a spus Kremlinul, chiar când alianța, iată, condusă de americani, marchează cea de-a 75-a aniversare. NATO a fost, citez, deja implicată în conflictul din jurul Ucrainei și continuă să se deplaseze către granițele noastre și să-și extindă infrastructura militară către noi, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Putin, Vladimir Putin, ne amintim, a spus de mai multe ori că Rusia, de fapt, e cea care a fost înșelată de Occident în urma războiului rece, încheiată în 1990, deoarece alianța Moscovei în Est, adică pactul de la Varșovia, a fost desființat atunci, însă NATO nu s-a desființat, ba chiar s-a deplasat spre Est, cuprinzând foștii membri ai pactului, inclusiv România, dar și cele trei state baltice care fuseseră înainte chiar parte din Uniunea Sovietică.
Riscul de război rămâne așadar ridicat. Unde ne găsim noi în această ecuație? O să discutăm imediat cu invitatul nostru, pentru că românii cred că avem o armată de nota 5 acum în 2024, iată, și cu risc de război. Unul la graniță există cu siguranță. Îi mulțumesc domnului Sorin Learski, contraamiral, care este acum alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Așa să fie, atât de rău stă România din punctul de vedere militar, cum este și în percepția publică. Partea bună e că totuși 70% dintre români, de 7 din 10, sunt de acord că armata trebuie să primească mai mulți bani. Însă văd starea armatei și chiar și starea militarilor, pregătirea militarilor undeva la nota 5, 5,9 din 10. Așadar, percepția publică e una rea despre armată, dar oare e și greșită? Da, percepția publică este dirijată de contactul pe care îl are persoana respectivă cu sistemul militar în general, cu armata în particular, dar se bazează și pe informații pe care le culeg aleatoriu sau chiar preocupați de acest subiect. Da, întrebarea mea era dacă credeți că au dreptate sau nu. Eu cred că de cel mai multe ori această impresie vine din faptul că vedem la televizor, da, tehnologiile cu care, la care au acces alte state, vedem ce avioane au, vedem ce nave de război au și ne gândim, noi cu siguranță nu avem așa ceva, și de aici vine și nota asta 5 când sunt întrebați românii de armată, armata noastră. Să știți că în ultimii ani s-au făcut progrese remarcabile în dotare și în pregătirea militarilor în general. Și acest conflict de la, să spunem, aproape de granița României a impulsionat acest aspect, dar vreau să atrag atenția asupra unui element foarte important. Atunci când armata a fost subfinanțată, deci sub 1%, 0,86 chiar a fost unul din procente, a avut repercusiuni pe termen foarte lung, pentru că nu a făcut decât ca lipsa investițiilor în echipamente noi să acumuleze o serie de restanțe în această dotare. Este greu acum să faci deodată totul în condițiile acestui conflict în apropierea graniței. Dar există planurile Ministerului Apărării Naționale, chiar și cu aceste sincope pe care le vedem privind execuția bugetară și achiziții, programele de achiziție, ele sunt corelate logic, există o orientare foarte clară, niște termeni stabilite. Dar o fi contribuit, domnule Learski, la părerea asta despre armată și despre situația de acolo și situația militarilor, chiar și acea informație mai recentă, cum că nu dăm nici măcar 2%, da, cum se anunțase din PIB pentru armată, ci se dă sub și o mare parte din acești bani se duc în salariile militarilor și nu în tehnică militară, adică într-o proporție mai mare decât se întâmplă în alte state membre NATO. Suntem mai generoși cumva, cel puțin aparent, cu militarii. Vă rog. O să aveți o surpriză. Nu se dă mai mult sau nu s-a dat mai mult până acum în salariile militarilor. Nivelul este, să spunem, redus și al salarizării. Se fac eforturi, știu acum, dar să sperăm că se ajunge la acel 2,5%. Dar populația trebuie să înțeleagă foarte clar că militarul nu huzurește. Are salarizarea militarilor este la un nivel, să spunem, sub medie. Nu vă uitați la câteva vârfuri care acumulează o experiență din spate și anumite poziții. Aceștia sunt rari, dar marea majoritate sunt într-un nivel foarte scăzut, să spunem. Acest lucru este și nivelul, arată și nivelul de atractivitate către această profesie militară. Cred că nu-ți vine să te duci foarte spre armate mult, chiar acum când bate, cel puțin aparent, războiul, da, la ușă. Te gândești, nu știu, poate acum 10 ani, 15 ani.
Da, era o soluție, să spunem, foarte bună la început, când au apărut pentru prima dată militarii acestea angajați pe bază de contract în armată, a acoperit niște goluri care existau, și, dar în același timp a creat și o reducere în timp a nivelului numărului de rezerviști care sunt la dispoziția României pentru cazuri excepționale. Deci aici avem o problemă. Domnule Sorin Learski, vă mulțumesc foarte tare pentru intervenția în direct. Mergem mai departe, că avem o informație de ultimă. Vă mulțumesc. Ambasada Israelului din Roma, tocmai ce a fost închisă, decizia a fost luată de teama unor atacuri teroriste acolo. Aflăm și noi ce se întâmplă la Roma. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, este alături de noi. Adela, ce ai aflat? Da, decizia a fost luată de autoritățile din Israel și nu de cele italiene, au precizat autoritățile de aici din Italia. Este un lucru important. Ambasada a fost închisă în cursul zilei de astăzi, ea nu a mai fost deschisă publicului și toți angajații au fost trimiși acasă. Totuși, ambasadorul continuă să meargă la evenimentele programate. Această decizie ar fi fost luată în urma unor amenințări primite și acestea au venit în special după raidul israelian din urmă cu câteva zile, care a avut loc la sediul diplomatic iranian din Damasc. În urma acestuia au avut loc mai multe amenințări către autoritățile izraeliene, inclusiv către ambasada de la Roma, iar autoritățile de la Tel Aviv au luat decizia să închidă aproximativ 30 de ambasade în total în întreaga lume, inclusiv pe cea de la Roma. Ce mai este important de menționat este că în Italia alerta teroristă este la nivel maxim încă din 7 octombrie anul trecut, de când au avut loc atentatele din Israel. Au fost identificate 250 de obiective evreiești aici pe teritoriul Italiei, care sunt sub supraveghere, sunt monitorizate, inclusiv ambasada de la Roma este blindată, putem spune, sunt patrule militare pe toate laturile ambasadei. Urmează să vedem ce se va întâmpla, oricum sâmbătă și duminică ea era închisă, urmează să vedem dacă de duminică își va relua programul. Mulțumesc! Normal. Mulțumesc, Adela Mohan. Revenim la ale noastre. Așa cum știți foarte bine, guvernul se împrumută cu o viteză amețitoare, cum nu s-a mai întâmplat până acum, deși au anunțat contrariul. E bine, aflăm răspunsuri astăzi foarte important. Ministrul de Finanțe, chiar el, Marcel Boloș, va fi la Digi24 în emisiunea live, care începe în scurt timp. Este prima apariție acestuia în apariție publică, după ce a constatat și el cât de mult au crescut prețurile și că nu mai cumpără românul mare lucru nici măcar cu 500 de lei. O să fie alături de colegii noștri Alexandru Rotaru și Robert Kiș, care îl vor lua la întrebări. Ei sunt deja alături de noi cu mai multe detalii despre ce urmează să vedem în emisiune. Vă ascultăm! Radu, bine te-am găsit! Îți mulțumim tare mult pentru invitație. Sunt extrem de multe întrebări. Mai cu seamă întrebări din partea telespectatorilor Digi24 și a cititorilor Digi24.ro. Întrebări pe care le vom transmite și noi către Ministrul de Finanțe, care vine într-o contradicție cu premierul. Premierul maică nu ne spune că e lapte și miere pe străzi, abundență de bunăstare în România. Ministrul Finanțelor este ceva mai reticent, în schimb. Ministrul Finanțelor a simțit pe pielea sa, pentru că a mers la piață și ne spunea chiar domnia sa că a lăsat pentru niște verdețuri, carne și lactate 500 de lei. Îl întrebăm astăzi pe Marcel Boloș ce a cumpărat mai exact de banii aceștia, pentru că până la urmă 500 de lei este o notă de plată destul de mare. Și mai ales care este nota de plată pentru România, pentru că după ce va trece acest an electoral în care vedem fel și fel de facilități date până la urmă de guvern, vom afla probabil nota de plată în 2025. O notă de plată pe care tot noi o vom plăti în acest moment, fiecare dintre dumneavoastră, e dator la stat cu vreo 8.000 de euro. E un calcul sumar făcut de către colegii noștri de aici din redacția Digi24. Și dacă tot vorbim despre lactate, până vom vorbi cu domnul ministru de la ora 19, ne uităm la o situație cel puțin interesantă, dacă nu chiar de-a dreptul hilară. Ca prin brânză a trecut o dronă militară ucraineană
prin apa teritorială a României. Apele teritoriale ale României au fost traversate de o dronă marină. Este o dronă marină care vă vom arăta ce poate face, care este puterea ei de explozie. Nu avem date prea multe, se merge întotdeauna, ca întotdeauna în România, pe liniște, nu ne spune nimeni mai nimic. Cert este faptul că echipele Digi24 au reușit să observe date extrem de importante de acolo și vor veni în direct cu detalii chiar din locul în care se află această dronă marină. Și foarte important, tot în emisiunea live îl veți vedea pe frizerul care a fost șef al oficiului pentru jocuri de noroc doar pentru două zile. O numire de păcăleală cumva, pentru că a fost făcută pe 1 aprilie. Și tot astăzi vă vorbim și despre cazurile fără precedent de violență în școli. Ne întrebăm cu toții, noi ca români și dumneavoastră cu siguranță, ca părinți mai ales, de ce s-a ajuns în situația în care tot mai mulți tineri consideră că trebuie să rezolve un conflict cu ajutorul cuțitului. Răspunsuri ne va oferi unul dintre cei mai buni criminaliști ai României, este un profesor la Universitatea din Cambridge. Rămâneți aici! Radu, înapoi la tine! Vă urmărim însă mai mult până la 18. Ne întoarcem după pauză. O să vedem împreună, parecum surprinzător, justiția română pare că întinde o mână de ajutor primarului fugar Cătălin Cherecheș. O să vedeți imediat ce se întâmplă. De asemenea, venim cu o poveste ieșită din comun. O să vedeți ce a pățit o bătrână care a rămas fără 25.000 de euro. Dar de unde să fie avut atâția bani? Întoarcem. Alina, clientul. Două minute. Nu mai bine, ne facem nevăzute de tot. Și atâtea ședințe. Ai acasă și gata. Îmblânzește-ți gândurile acide. Știi ce? Faci ce vrei. Treaba ta. Aquavia. Fii mai alcalin. Mai mici, mai mici și mai mici. La Mega ai prețuri bune. Brânză felii Lairdammer, 100 de grame cu 40% reducere la al doilea produs și 20% reducere la gama Hellmann's prin Card Connect. Bun la preț. Mega Image. Bun pentru noi toți. Când jocul e întrerupt și lupta devine serioasă, tot ce îți dorești e să revii la viața ta. Chiar și când drumul nu-i ușor, e extraordinar să știi că ai de partea ta pe cei mai buni. La Regina Maria, excelența în chirurgie te face mai puternic decât crezi. La Penny nu e vorba doar despre ce poți cumpăra, ci mai degrabă despre ce poți oferi. Săptămâna asta ai Hochland, telemea 500 grame la numai 18,99 lei și Dalmair, cafea 500 grame la doar 18,99 lei. Penny, economisim bani, nu dragoste. Același gust grozav într-un nou design. Copiii cresc în fiecare zi și au nevoie de un prieten alături. Danonino cu calciu și vitamina D ajută la creșterea și dezvoltarea normală a oaselor copiilor. Vino și descoperă lumea sporturilor cu noile ambalaje în ediție limitată. Ia un Danonino și hai la sport cu Dino. La Carmangeria Selgros găsești mereu preparate proaspete făcute după rețete proprii. Te așteptăm cu ceafă de porc fără os, frăgezită și feliată la doar 25,99 de lei kilogramul. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Calitate la preț mic. Eu sunt Ana și gătesc pui cu noul multicooker Tefal Cook for Me Touch. Ecranul intuitiv mă ghidează să aleg rețeta perfectă. În mai puțin de 10 minute gătesc pui cu nucă de cocos. Tefal Cook for Me Touch revoluționează gătitul rapid. Dacă ți se face foame la serviciu cu prietenii sau familia, intră în lumea gastronomică de pe Glovo. Mâncare sănătoasă, locală, asiatică și multe altele. Cu promoții zilnice de până la 50% reducere. Descarcă Glovo, comandă mâncare, cumpărături sau orice dorești și noi livrăm rapid. Când totul e în floare, Claritin ameliorează simptomele provocate de peste 200 de alergeni ca să te bucuri de natură. Trăiește-ți viața din plin cu Claritin în fiecare zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Yeah.
Există constructori asiatici care cred în continuare în segmentul mașinilor mici. Bogdan Mirica a fost la Bordeaux pentru a testa o japoneză de oraș. Deci ne aflăm într-un loc cu tradiție pentru a testa o mașină japoneză. Italienii știu să facă motociclete frumoase și rapide. Este, după părerea mea, cea mai frumoasă din categoria naked existentă pe piață în acest moment. O dovadă este motocicleta pe care ne-o propune Tibi Troia, o adevărată rebelă a gamei. La volan, sâmbătă, de la 12:30. Program susținut de MOL România.